find the right words. And there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl. So I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. You straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. Smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Thank you.
crack it. Game, record, and stream without compromise on Intel Core i7. Focused. Be uncompromising. Be the best and never hold out. Pick your event. Place your bet. No matter who you are or what you're here for, it's our passion that unites us. Betway, for the love of the game.
ESL Pro League is brought to you in part by Intel, the City of Odense, GeForce GTX, Lenovo Legion, Bedway, Pay Safeguard, Logitech G, Mountain Dew League, Xfinity, and ESEA. Bine, v-am regăsit, dragi prieteni, cu meciul dintre Astralis și G2 Sports în ESL Pro League, un meci foarte interesant pe care avem să-l urmărim imediat ce începe. Avem cele două echipe conectate în joc, vom intra și noi, dar înainte de toate voi spune câte ceva despre trecutul celor două echipe, cel puțin în cadrul acestei competiții. Trebuia să comentez ieri, pentru cei care știți, meciul G2 vs. FaZe, dar din păcate a intervenit ceva. Meciul în echipe românești a avut un delay și așadar am mers pe acel meci. Dar acum avem aceste două echipe în față și la Astralis se prezintă cu Device, Dupree, KJRB, Xipnix și Glaive, iar G2 cu Shoxi, Kenies, Buddy, Apex și MBK. Astralis, ultimele lor 5 rezultate, reprezintă o înfrângere cu Gambit 1-2, și apoi 3 victorii vin cu SK, G2 și Fnatic în Best of 1. Că despre G2 avem două înfrângeri de ieri cu FaZe. I-au bătut aparent noul line-up al celor de la FaZe, au triumfat împotriva celor de la G2, 16-12 pe Overpass și 16-3 pe Cash. Iar apoi am venit o înfrângere pentru G2 acum ceva timp împotriva Envious cu 2-1. A fost de fapt meciul pe care Envious l-a jucat împotriva G2 pentru a se califica la ESL în finala ESL One New York. Envious au ajuns în finală, dar au pierdut-o împotriva celor de la Gambit. Și acolo și acel meci l-am comentat. Și apoi a venit o victorie cu Pride, care Pride o echipă ceva mai de un tier ceva mai jos de aici și am putea spune înfrângerea, victoria celor de la G2. Să intrăm și în meci. ESL Pro League is brought to you in part by Da, Pain, într-adevăr, am întrebat dacă eu aș putea să fac pe YouTube și ei au spus că doar canalul principal face pe canalul de pe YouTube, pe platforma YouTube. Dar în fine, să începem și acest match care ne stai neapărat în ESL Pro League ziua a doua. De această dată am avut deja meciuri care s-au jucat pentru North America și vede pe Device cum face primul frag și imediat se întoarce Shoxi, vine la înaintare, dar deja are un cător în partea dreaptă, unul în partea stângă. Glaive reușește al doilea frag pentru jucătorii francezi. Kenies se răzbună pe același Device și este în partea dreaptă în continuare KJRB. Îl elimină și el pe Kenies. Și aici e un avantaj de două oameni pentru Astralis. Bomba este lăsată în spate. MBK de la Connector se poate roti și să se întâlnească cu coipirul Buddy, dar rămân astfel. Iarăși este bagul acela, harta este mai sus. În fine, important este că jucătorii nu sunt aici pe jos cum era ieri la un moment dat. Buddy l-a văzut pe Dupree și au timp cei de la G2, dar problema lor e că joacă împotriva 4 jucători de la Astralis. Aceștia este deja văzut, MBK totuși intră în site și cu mult tupeu MBK, line-up pe Dupree, a intrat, avea pillar-ul ca și cover, nu și-a făcut treaba Xipnix și iată cum aduc jucătorii de la G2 Sports această situație într-o situație egală din punct de vedere numeric. MBK foarte low, la fel și Glaive totuși pe partea celor de la Astralis, 3 HP pentru Dane, se trage deja către el, totuși încă nu se plantează, așteaptă. Iată că le elimină din mers Buddy, pune la pământ pe Glaive și Astralis, pe când mă așteptam să ia fără nicio problemă această rundă. G2 Esports au încercat și au jucat șansa și iată că a mers pentru ei. Se vor dubla acum fără nicio problemă. Este încă un headshot pentru MBK, care au fost două fraguri pentru MBK și Buddy, ultimii doi jucători rămași în viață de la G2, care astfel scot situația 2 vs 4. Astralis, wop, să știți că este un delay de 40 de secunde și o să apară totul ceva mai târziu. Că vă răspund eu la comentarii, că este o donație sau orice altceva, orice notificare, să știți că apare mai târziu decât de obicei. Salut, Sebex.
Salutie Marius, a aruncat grenade de către cei de la G2. Acum este Device cu Deagle-ul care probabil și-a poziționat bine arma, dar ținta mai bine spus. N-a dat decât damage, nimic mai mult. N-au o armă de calibru mare cei de la G2, cel puțin 3 dintre ei, ca un galin pentru Kenyes. Planta și bomba cei de la G2, bani în plus pentru ei. Se așteaptă. S-a aruncat acest smoke. Și iată pe doi dintre jucătorii de la Astralis, sunt unul peste altul, Glaive și Device cred că sunt. Și da, într-adevăr, mai ales boost-ul. Iată că poate să vadă și prin acel geam de la toalete. Oare el să fie văzut de către Apex? Dacă acesta va avansa, cu siguranță va fi jucătorul de la Astralis care va face primul frag. Oare să fi lăsat să treacă? Cred că l-a văzut pe Apex și l-a lăsat să treacă. E foarte greu să vezi, mai ales capul jucătorului de la Astralis. Este cu siguranță cu acea cască negru, albastru, un albastru închis, greu să-l vadă. Dar se face fragul în site-ul B și astfel este liber. În proximitatea site-ului B este MBK care l-a eliminat pe Dupri între timp. Iată că totuși cei de la G2 Esports se vor îndrepta spre site-ul în care vor ține singurii jucători de la Astralis. Danezii pică și rămâne Glaive. Wow, man, body nu-i dă nicio șansă, știa. Se gândea, era prea sus Device ca să... era în continuare boostat și Device era prea sus. Așadar a venit informația pe partea francezilor și s-a tras de către jucătorul de la G2 Esports. Este 2-0 pentru echipa din Franța. Best of 2. Se joacă, cum ar veni, sunt două best of 1, dar se joacă una după alta, așadar ar fi un best of 2. Grenade de multe aruncate de către G2, dar Astralis acum este full eco pentru ei, într-adevăr nu își permit să cumpere, trebuie să salveze banii pentru a avea un eventual full buy data viitoare, dar se bagă G2, jucătorul de la G2 Apex agresiv. Două fraguri pentru G2, unul pentru Astralis. Shox și Kenny vor avansa încet, încet. S-a tras de către MBK după Xipnix și acum este wallbang-ul. Sare să vadă ceva și cel puțin acum poate să aibă informația că jucătorii de la echipa din Franța vin către el, dar Xipnix este în continuare singur în timp ce ceilalți doi jucători de la Astralis sunt undeva lângă party. Le va lua foarte mult timp să vină și așa nu știu câte șanse ar fi avut să facă mare lucru împotriva francezilor care au arme net superioare împotriva lor, chiar și utilități din plin. Vedeți că Buddy și Kenny sunt în continuare 3 grenade la dispoziție. MBK cu double kill-ul aici pe sfârșit și este 3-0 pentru G2, dar acum vine runda de bye și pentru Astralis și este timpul să vedem cum va evolua din acest punct meciul. A trebuit să scriu cred că undeva faptul că este un delay de 40 de secunde. Da, în titlu ar trebui să scriu. Bine ați venit Ovigod, salut, salut Mircea, bine venit și tu Network, salut, salut Richard. Numai bine băieți. Da, de ce se repare bucur că un artificiu acum, un artificiu. S-a aruncat o grenadă bine aruncată de către jucătorul Xipnix, către Shoxy. Shoxy a luat-o din plin chiar, 55 aș pe rămâne acest jucător de la G2. Grupaj al francezilor, care Shox deja vede un prim om și continuă să tragă. Ceilalți oameni de la G2 vin către rampă, Xipnix aruncă smoke-ul, dar este prea târziu. Continuă totuși să facă spray-ul și prinde doi oameni. Glaive era în cealaltă parte, el doboară și el pe Buddy. Scoate USP-ul, bomba este picată, trebuie totuși să reîncarce. Shox vine după el, nu poate să-i dea nicio șansă. Ia nu ia de pe jos, ia mai prima una la K47. Cei doi jucători de la Astralis, danezii, vin dinspre Sniper Nest. Încă nu se grăbesc să înainteze. Știu că jucătorul Shox de la G2 nu a plantat bomba. Și acum KGB va merge prin partea de jos, walkway. Într-acolo se îndreaptă danezul momentan, sau cel puțin așteaptă. Așteaptă ca Shox să nu vină agresiv peste ei. Nu-l mai văd, nu l-au mai văzut. Dacă e să ne uităm, acum Device ar putea să vadă ceva. S-a dus el foarte mult în partea din spate. Shox, da, cred că i-a văzut arma. Se aruncă smoke-ul, să vedem cum vor merge jucătorii. Trage, Shox rămâne în 13 HP. Wallbag-ul și grenada vine de la Cager Bicoicbierul său. Ce frumos a jucat Astralis această rundă. Acum Uritake am putea, nici nu s-a plantat bomba. Nu se poate pune vorba, nu se poate pune problema de Uritake. Dar Wallbag-ul a fost la fix. N-a intuit bine operul Device de la Astralis și Astralis își aduc astfel prima rundă pe tabelă. Salutare, Sie Blitz, Skills, hai România, ce să spun. Ciao, ciao, Denis și Chimp, salut, salut, salutări și ție.
Body începe cu puțin wallbang. Dupri este adus în 85 HP. Poate să ia orice pagubă. Poate să se semnice foarte mult. Dar Dupri este foarte agresiv. În dreapta asta este Body. Oare să le elimine acum în acest început de rundă? Agresivitatea pe partea de citem acelor de la Astralis poate să îi afecteze puțin pe G2. Dar vine Karius din spate de la Ale cu AWP-ul. Se răzbună pentru Quake Pierul său. Wallbang de la MBK. Dar vine acum boostul pentru KJRB. Nu-l va vedea momentan, MBK stă ascuns în conector. Repet pentru cei care abia ați venit că faptul că există un delay de 40 de secunde. Ok. Cerbai? Așa se zice. Cel puțin englezii spun KJRB. Poate să-mi confirme cineva asta ce a spus Too Good? Cerbai? Cerbai. Nu KJRB. Da, cred că oricum în daneză, cred că din daneză ar veni combinația aceea de sau pronunția. Cred că așa ar fi. Cherbai, între timp, voi spune KJRB până una alta. L-a văzut pe Apex, totuși Apex avansează. Un prim frag pentru el. Glaive nu întârzie să apare și iată că este elimină pe primul jucător. Același Apex de la G2. 3 versus 2, trebuie să se apere. Dar Kenyes, deși era flashuit în față, a apucat să-l vadă pe device foarte puțin. Și acum francezii vor juca foarte pasiv. Se duc în cealaltă parte, deja Glaive intuiește asta, se duce la Toxic. Și ar trebui Coicpierul său, mai bine spus, KJRB, să vină la cel puțin lângă bombă. Oare cine se va pune pe Diffuse? Este Glaive care are Diffuse kit-ul. Vine încet, încet Kenyes, l-a văzut pe primul jucător, în partea dreaptă, s-a făcut Diffuse-ul fără nicio problemă. Nu cred că au auzit francezii faptul că Astralis erau deja pe Diffuse. N-a apucat să facă niciun exit frag niciunii. Și este 3-2 pentru G2. Astralis încep să revină. Kirby. Ok, Kirby o să-i spun. Mersi frumos pentru calificare și ție Xtez și ție RX. Mulțumesc frumos. Miyagi. Mulțumesc frumos. Ok, obligat. Bine. Mulțumesc frumos, băieți. Iată agresivitate din partea celor de la Astralis în lung. Se face un trade în acea locație. Ok, mai bine spunem în daneză, nu? Totuși, să fie cum preferă jucătorul. Într-adevăr. Mersi de clarificări, băieți. Apex nu mai este în viață pe partea celor de la G2. Kirby, de asemenea, pe partea celor de la Astralis. Bomba a fost lăsată în spate și danezii s-au distribuit 2-2. Nu același boost, dacă stăm să ne uităm. Glaive și Coicpierul său Dupri. Device, pardon. Da? Glaive și Dupri, același boost pe care îl fac lângă toalete. Deepnix, oare să aibă acel contact cu Shox? Trebuie să rămână, se uite neapărat către Monster. Rămâne un jucător chiar pe al doilea coșitorul lui Dupri. Dupri face al doilea frag, mai bine spus. Deepnix a avut doar asistul. Se uită către MBK, dar doboar pe Coicpierul său și este double kill pentru MBK. Acum deschide site-ul pe, cu siguranță, se duce în continuare MBK. Triple kill-ul pe, îl pune la pământ și pe device. Realizează triple kill-ul și rămâne doar Glaive 1 versus 2. Nu este imposibil pentru Glaive, mai ales care un defuse kit. Locația lui MBK o cunoaște, dar se putea schimba între timp. Îl vede pe Kenyes, îl elimină. Acum MBK rămâne foarte low și se uită în aceeași direcție. Glaive va arunca și incendiara. Cel puțin să știe că acea fundătură de la Water este liberă și iată că le face fragul și pe MBK. 1 versus 2 scoate claciul jucătorul danez de la Astralis. Și este, va fi 3-3. Vor egala Astralis 3 runde consecutiv luate de către ei. Salut, Forest. Era mai bine cum ziceai tu. Pe acum depinde cum vie și obișnuită lumea. Bine ați venit toată lumea.
Mai urmărești și alte sporturi și înveți. Păi n-am, nu prea mai urmăresc alte sporturi. Sau, Drod, salut, salut, bine ai revenit. Pistoale pentru doi dintre jucătorii celor de la G2, mă scuzați. Device așteaptă cu OVP-ul, în dreapta sa este MBK. Vine Smoke-ul și oare MBK să avanseze acum? Da, într-adevăr, se duce și elimină pe Glaive cel puțin. Mai sunt dați doi oameni de la Stranis în aceeași locație. El pune pe unul și pe al doilea, dar nu se aștepta să fie al treilea. Vine cu echipierul său, totuși Kenny să-l ajute și au scos mai mult G2 din această situație din conector decât cei de la Astralis. Apex este deja în site-ul A, a plecat deja la vânătoare. Oare să-l vadă pe Exibnix, care este chiar la track, este în dreapta sa, la tir, nu se uită și cred că trece chiar pe lângă el. Vede, nu-i un singur foc, un singur foc are nevoie și este Dupri, ultimul rămas în viață, care așteaptă. Îl vede pe Apex coborând, deja Apex a avut prea mult din acea situație. Cred că ar fi trebuit să rămână pe poziții, să aștepte înaintarea jucătorului francez, jucătorului danez, pardon. Și Dupri acum așteaptă exit fragul. Shox este în partea sa stângă. Se retrage și danezul și acum va rămâne cel mai probabil cu această armă. Nu văd niciun jucător de la G2 care să încerce să vină roata prin conector în site-ul B. Era și aceasta o tactică să vină la vânătoare. Shoxy de fapt este sare. Oare să fi fost auzit de către Dupri? Dupri și dacă l-a auzit pe Shoxy, cu siguranță a vrut să rămână pe poziții. Cer scuze pentru notificarea aceea. Cred că am fost, eram pe server când s-a schimbat harta și asta era problema. De asta apare așa harta, e un pic mai ciudat, dar în fine. Au, după aceea pleci la stadion. O să fie două meciuri, e best of two, Mircea. Avansează cu pistoale, nu prea Astralis, din nou agresivitatea din partea lor ar putea să le aducă un mare folos în această rundă. Și mai ales dacă oare Dupri a făcut ceva sunete, cu siguranță deja trag foarte mulți jucători de la G2 din conector către ei. Se aruncă smoke-ul și așteaptă foarte aproape de capul lui Kirby. Au venit acele glonțe, dar rămân în viață. Nu și-a folosit foarte multe, n-a tras foarte mult cu acel CZ danezul. Și rămân pe poziție acum G2, pardon, cei de la Astralis se rămân. Se gândesc că ar fi mai bine să păstreze locațiile și să nu înainteze cel puțin cu mai mult de 2 jucători. Foarte ușor să fie eliminați dacă încearcă să avanseze ei către G2, care dispun de AK-47, M4 și AVP. Device este cel mai avansat din punct de vedere teritorial pe hartă, care în lower park și așteaptă ca un jucător de la G2 să fie prins de către el. Vine un smoke de la coipierul său și acum poate să avanseze și el în partea stângă. Buddy trage puțin. Oare să fi văzut dacă l-a auzit pe... dacă device splash damage-ul a fost la în device? În jucătorul device în corpul lui. A venit flash-ul de la coipierul său, dar iată că Buddy le elimină. Și acum trebuie să se pregătească Astralis de pentru a apăra site-ul la... Toți cei trei jucători s-au rotit momentan. Dupri este singurul cu AK-47 și poate să-l pună la treabă. Vei flagul pentru cei de la Astralis 4 chiar acum. Și rămâne Kenies 1 vs 4. Cum scot Astralis această rundă? G2 nici nu mai rămâneau fără timp. Dacă vedeți, mai rămâneau 4 secunde pentru a plata bomba. Deja erau undeva la 8 secunde când au început să se facă fragurile. Foarte greu să se facă ceva. Cu siguranță s-au pus direct pe plant, dar a fost eliminat primul jucător. Ați văzut cum a dat Dupri cu acela K47 nas în nas cu un francez care venise prin smoke. Ok, Mircea, oricum te uiți cum poți. Salutare, salutare, Denis. Bine ai venit, Tene, salutare. Oh, Lazy, ce mai faci? Da, ne-am pus gol cu scaunul de gaming, că nu mai pot așa. Mă doare spatele, să știți. Nu mereu, dar mă doare spatele când stau la PC mult, din păcate. Da, da, trebuie, deci când, Cimpi, că să știi, când am spus, când spun o chestie foarte mult într-un fel, cum am spus KJRB, sau foarte mult. Eram obișnuit să-i spun și eu așa când m-am uitat la meciurile Astralis, fără înainte să comentez. Acum trebuie să procesez și să-i înlocuiesc numele automat. Și Cristi deschide...
Deschide ce faci, bă, ai pus gol cu scaun în loc de mașină. Da, first donation, mulțumesc frumos, Cristi. Da, deci am spus ce și cum cu scaunul este nevoie pentru propria sănătate. Ce să facem? Mersi frumos de ajutor, Cristi. Te salut. Dupri, buzdat, lasă pe Shox. Așteaptă să înainteze încă un jucător de la G2, dar acum nu poate să lase mai mult timp să treacă. Îl elimină și aduce, mai reduce din acel avantaj a celor de la G2. Doi oameni erau în viață de la cei de la G2 Sports. Kenny rămâne în aceeași poziție. Am înaintat către Water, dar se uită în continuare dacă un jucător de la Astralis va veni în continuare la acel boost. Mersi, Tugut, am văzut. Apex așteaptă și iată că înaintează fără nicio problemă. Astralis s-au lăsat site-ul Beniber, trebuie neapărat să planteze imediat, pentru că rămân doar 8 secunde. Device se pune la pământ pe Kenny, exact când s-a uitat cu ținta către el. În Sniper S2 vs 3, MBK se uită pentru partea din spate a site-ului, direct către Water, direct către Connector, pardon, Buddy, cum triple kill fără nicio problemă. L-a uitat în partea dreaptă, a prins o linie pe primii doi jucători la Astralis care au venit, vreau să atace pe flancuri danezii, dar Buddy cum a jucat acea situație pe cele două flancuri, uitându-se, folosindu-se mai bine spus de alternanța cu care au venit cei de la Astralis la retake. Nu au venit în același timp și acolo a fost și problema. Buddy a scos doi oameni în partea dreaptă, a venit puțin mai întârziat cel din partea stângă, la Erimna și pe acesta, și acum este scorul de 5-4. Mersi, da, este delay, Forest. Mersi de donație. Mersi de ajutor. Salutare, Dani. Din nou, vedeți, Dupri obișnuiește să se ducă agresiv în la highway. Și a făcut treabă ultimată. De fapt, ultima dată când a înaintat a fost un trade între cele două echipe. Acum așteaptă, iată, oare să se pregătească Buddy? Da, trage cu prefire, oare cum de la ghicit pe jucătorul de la Astralis. Glaive vede că Shox îi trage deja dinspre lung, dar domnul jucător cred că a văzut. Depinde acum cum estimează cei de la Astralis că s-au distribuit pe hartă G2. Momentan se pare că vor putea să intre în site-ul ăla dinspre lung. Acum Device poate să ajute pe coipierul său, dar în același timp trebuie să se uite departe din spate de la toalete. Shox și cu MBK rujesc cu câte un frag fiecare. Shox baza celui de-al doilea acum. Device între timp la imna pe Kenies, care venea cu bomba dinspre party. Și acum Device are un AVP, are AVP-ul lui Kenies. Se uită către lung, dar vin jucători din mai multe părți. Doi dinspre conector, unul dinspre lung, care cel dinspre lung vine acum să se întâlnească în lower park cu coipierii săi. Îl vede, nu trage momentan, nu se arată. Vor lua cu boost coipierii celor de la G2, vor lua cei de la G2 bomba cu un boost, dar venea din spatele lui Device și Buddy, care acesta l-a eliminat. Nu știu dacă fragul, n-am fost atent dacă fragul s-a făcut din spate sau din față, dar în orice caz au gândit bine situația cei de la G2 când au făcut splitul și când au gândit sau de ce să se întâlnească, să aibă acest rendezvous în mai jos de party, între party și lower park. De aici a făcut splitul. Doi jucători au mers, au urcat pe party cu un boost și unul a venit prin spate din de la fântână. Și astfel își iau un avantaj de două runde cei de la G2. Dupri vede primul jucător, voia să ia în mână o incendiară cel mai probabil. O să văd ce. Aia de asta a spus încă nedeterminat, pentru că încă nu știu ce aș putea să-mi iau. Trebuie să mai studiez puțin piața, să mă uit la niște review-uri. Nu le-a prins vacanța, ce bine vacanța celor de la G2. Nu știam că au avut vacanță. Da, Forest, mai e. Trage bine Zipnix. Cred că pe Apex l-a adus astfel în 25 HP, într-adevăr. Pe MBK în 73. Și uitați-vă cum atrage așa la noroc că se dă pagubă pe partea celorlalte echipe. Nu l-am văzut, Richard, nu?
Ți aruncă un molotov, nu știu dacă l-a aruncat bine jucătorul de la G2. Vine din spate Glaive și cu Cager, Bikerbi, dar nu fac prea mult pentru că este MBK la datorie. Device caută un gap între acel zid și, și acel smoke, dar reata că nu le găsește. Kenny și cu Buddy, două fraguri pentru ambii și rămâne Device 1 versus 2. De oare să facă ceva? Îl elibere prima dată pe Kenny, încearcă nou scopul, încearcă și al doilea, îl elibere și pe MBK. Ia capătul din șaptele de pe jos, totuși trebuie neapărat să reîncarce. A văzut că Buddy este în site și așteaptă momentan. 5 HP pentru Device, 3 fraguri active până acum. Jet, jucătorul de la G2, s-a dus cu cuțitul lângă el, de asta a pierdut, dar l-a văzut deja Buddy. Are doar 5 HP Device și oare să scoată această rundă? Nici de cum, chiar la cap trage jucătorul de la G2. Nu este un headshot, dar poziționarea a fost bună și este 7-4 pentru G2. Și a donat Steve Anton, un euro, un mic pas pe scaunul de gaming, frate, mulțumesc frumos, un mic pas spre a fi mai bine pentru spatele meu, mersi frumos, Steve, de ajutor, salut, salut, mulțumesc de ajutor. Ce s-a întâmplat cu explicit și ene, să știi și eu treaba cu scaunul, mulțumesc frumos. Haide, stați puțin. Ah, ok. Nu o să le vedeți gloanțele băieților. Aparent nu se văd gloanțele, ce naiba. Ok. Ciudat. Mulțumesc frumos și ție, ene. Mulțumesc de ajutor, vai. Da, nu e deloc ok. Arme, pistoale pentru cei de la... Vă spun și cu explicit ce s-a întâmplat după această rundă. Salutare, Cheo, salut, salut, bine ai venit. Da, văd că nu se întâmplă prea multe. Explicit au rămas la 1-1 și în această seară dispută cea de-a treia hartă. Nu știu, dacă nu știu ce s-a întâmplat, o să-i întreb pe băieți și la finalul streamului, cel mai probabil, și o să vă spun și vouă, pentru că și eu sunt curios. Haideți că între timp îl întreb pe Alex. Două fraguri de ambele părți, este Kenny cu AVP-ul, un prim frag pentru el, a reușit, Apex l-a ajutat. Se duc direct către site-ul a jucătorii de la G2 Sports, dar MBK deja îl doboară pe primul, oare și pe al doilea, da, MBK. MBK, mă știu, da, este tot fragurul acestui match până acum. După 13 runde, MBK are 15 fraguri. Să știi, Marius, că și eu la toaleta mă gândeam. Ultimii patru jucători, deși mai rămăseseră doi de la Astralis, aveau pistoale, așadar trebuia să... Cea mai bună metodă de a obține ceva din acea rundă era să reușească cumva să se grupeze. Și asta au și făcut. Device așteaptă cu VP-ul MBK. Da, îl elimină pe MBK și deja este cel mai bun jucător de la G2, cel puțin pe partea de fraguri doborât. Dar iată că același Device va fi pedepsit de către Shox. Pica AVP-ul astfel pentru Astralis și în partea de apărare are de suferit. AVP-ul, dacă este folosit la col în unghiuri bune, poate să facă mare pagubă. Mai ales dacă este folosit de un jucător care este și îndemânatic cu această armă. Din nou îl observăm pe Kirby, care vrea să avanseze către lung, încet, încet, un eventual flank ar putea să funcționeze, dar iată că se oprește la acea bicicletă și Shoxy este în party, cu din spate rămân ceilalți doi jucători, Apex și Kenny, de la jucătorii francezi, iar Buddy rămâne la vânătoare, rămâne să caute un frag, în site-ul B pentru cei de la G2 în site-ul B, sau dacă ceilalți a făcut, să mai caute încă un frag, mai bine spus. Iată că a fost eliminat chiar Buddy în căutarea fragului pentru a deschide un site de-a binelea pentru jucătorii francezi. Și acum trebuie neapărat să se grupeze cumva G2 Sports, mai ales că au doar 31 de secunde la dispoziție să mai facă ceva. Observați foarte avansant este Shox. Are un smoke în față, dar nu e neapărat să-i blocheze câmpul vizual către tot site-ul. Este și un al doilea smoke în site, mai bine spus, și da, într-adevăr, nu e neapărat ok. Se va îndrepta acum către site-ul B, Dupri, în dreapta sa vine Apex și în stânga sa, chiar în smoke, este Kenny, a fost auzit cumva, este eliminat, dar vine trade-ul de la același Apex de care vorbeam înainte, Zipnix, era în Sniper's Nest, a fost eliminat și el, l-a eliminat pe jucătorul Apex și rămân fără timp cei de la G2, desigur. După cum spuneam, acele 30 secunde de atunci deja trebuia să vină puțin grabă din partea celor de la G2. Astralis iau această rundă pe greșeală a francezilor.
Dar rămân în continuare la o distanță de 3 runde de ei. Se joacă acum. Am înțeles. Kenny i-a dat o lamă lui Shox, da, pe la spate. Uite frate cum i-a dat lamă. Da, într-adevăr, salut Bogdan, salut, salut. Salut și ție, Silx. Jumătate de aia și pe dus. Zipnix, un boost pentru el, pentru a se uita în conector. Și momentan nu văd să aibă cu ce să-l pună la treabă. Și vine Buddy, încet, încet. Chiar e sub el, dar oare se uită bine? Da, îl vede și uitați-vă cum acel boost a funcționat. Dar iată că și Shox vine dinspre lung în site-ul ăla. Îl prinde din spate pe Cage, pe Kirby. L-a doborât și Device nu poate să facă altceva decât să vină roata. Nu poate să iasă iarăși dinspre bancă pentru că a fost văzut în prima fază. Se trage acum către el din două părți. Glaive are un ușor dar așa grenadă. Chiar în el a venit și l-a adus în 17-16. Deja vine Dupri din spate, va lua ceva timp ca jucătorul de la Astralis să vină de la acea distanță. Și Shox îl așteaptă. Oare cine să câștige acest duel? Este jucătorul de la Astralis, Zanezul acum aduce un avantaj de 2-1 pentru G2, pentru cei de la Astralis. Și G2 sunt puși într-o situație de a apăra site-ul. Unul dintre ei încearcă ceva mai pasiv. MBK rămâne pe bombă în timp ce coipierul său Kenyes te duce cu AWP-ul și va fi din spate. Să vedem poziția lui Kenny. Este la toalete, ratează primul foc. Device s-a pus pe defuse. Trebuie să încerce să le elimine și atacă și elimine pe Device. Acum nu mai, se mai încearcă de fapt și al doilea defuse, dar Kerry face confrag, încearcă flick shot-ul, nu reușește, rămâne Glaive, 1 versus 1, Kerry le ribă, nu le ribă Kerry, le ribă explozia bombei, îl dă cu capul de pământ pe jucătorul danez și Kerry, cât de frumos a jucat acea rundă, bine că a tras în smoke, deși poziționarea a fost bună al danezilor, cei care au încercat să facă defuse-ul. Kenny a auzit bine că că a început să se dezamorseze bomba și a tras chiar la fix, a tras în smoke jumătate. Dacă jucătorul era poziționat în partea stângă a bombei, cu siguranță ar fi fost văzut de către Kenny. Iar astfel, dacă se încerca defuse-ul, cu siguranță era undeva în smoke în partea dreaptă jucătorul danez care încerca să facă asta. Astfel, Kenny asigură CDN-ul în rundă pentru G2. Ah, Dagger, n-am pus. Of, doamne. Mă ajută cineva cu un link în comentarii acolo, vă rog frumos? Îmi pare rău că n-am pus. M-am grăbit. Eu acum, dacă vreți, dau alt tab, dar o să fie mai cumva pentru voi. Probabil te tot gândești la Cajun. Da, și la Cajun, să știi. Da, e dreptate, să știi. Device la team. Ia damage, trebuie neapărat să bage. MBK îl elimină. Și aia adevărat, să știi. Și acum încet încet G2 către site-ul B, direcție. MBK vine, îl vede Kirby. Îl elimină. Și acum vine direct să iasă dinspre conector, dar îl vede Shoxy, era pregătit Shoxy. Pentru că informația a circulat pe partea celor de la G2. Față în față, nici nu vede Dupri pe body datorită smoke-ului, dar momentan se joacă, ar trebui să fugă Dupri de acolo, cel puțin trebuie să se gândească, mai rămân 25 de secunde și poate jucătorii de la G2 Sports sunt grupați în water, dar iată că repede vine rotație din partea lor și cu 15-17 secunde acum rămase Apex este în site-ul A, site-ul A este liber, oare unde? Da, este Glaive care este chiar sub site, acum vine la rotate, se face plantul la timp de către Shox și sunt 3 versus 4, Astralis care ar trebui să încerce retake-ul doar cu pistoale totuși, arme de calibru mare din prins pentru G2, Apex deja dorbură pe primul jucător, chiar pe al doilea, pe Dupri, vine Zipnix cu răspunsul, dar nu poate să facă prea multe singur, Kenny vede capul, încearcă să tragă după el și își poziționează bine ținta, dar nu, Zipnix încă nu iese, m-a încercat să mai facă un frag, dar nu se întâmplă asta, G2 aduc scorul la 10-5 după această primă jumătate. Acum trebuie să schimb eu manual locurile, pentru că logurile aparent nu le aveam, nu existau puse în joc. Mulțumesc frumos, Degar, apreciez. Avem o pauză de
Un minut și jumătate. Măcar joacă mai bine decât arată. Noroc că nu are webcam așa urât. Mi se salvă cu fața aia. Nu știu dacă are rost să te iei de felul în care arată un om. Mă chinui să-ți donez și eu 2 lei, dar tot îmi dă eroare. Ce eroare îți dă Lazy? Mersi frumos oricum de intenție. Ce Bowie are Kirby. Se sortează cu mănușile. Thunder. Bogdane. Hands down. Shots fired. Lazy, să nu te superi, dar cred că și tu ai râs bine. Crezi că aici se... Crezi că aici se donează în lei? Bă, sunteți total, măi, oameni buni. Ah, ok, deci... ok, a zis bine Bogdan. Urmărim încet de doar unul de pistoale și foarte agresiv este Kenny, este alături de echipierul său, unul dintre ei în lung. Choxy, cred că. A scos un om, iar Apex cu siguranță l-a auzit pe Dupri, care țopăie ca un iepuraș. Și tot își avea timp să reîntoarcă Apex cu ultimele gloanțe, le elimină. Trei oameni în viață pentru Astralis. Se trage de către Buddy, acum va arunca grenada și cred că va pica bine. Nu a dă foarte mult damage, o incendiară bine aruncată pentru Sight, care și ea mai aduce jos HP-ul celor de la Astralis, agresiv. Acum Glaive trebuie să încerce să joace în close quarter și iată că scoate acest frag. 2 vs 2, 2 vs 4 cei de la G2, Astralis împotriva G2. Se arună de către jucătorii francezi. Un special la 5, nu uitați. Da, se joacă ori e 1-1, ori e 2-0, Capier. Apropo, să știți, știți că îmi spuneați voi, unul dintre voi, îmi spuneați că e undeva aici, ia să văd cum arată, da, eu puneam aici undeva scorurile, dar am ajuns la concluzia că e foarte bine să faci așa ceva. Zicea cineva să le pun în colțuri, dar într-un singur colț cred că e și mai bine. Să revenim și la match, 4, deja a picat un om pentru Astralis. Trage KJRB, un headshot cu deagle-ul pe Kenny. Să aduce egalitate în punct de vedere numeric. Choxy l-are în față pe Glaive, îl doboară. Vedem felul în care se vor mișca acum pe artă. Cu trei oameni în viața, Astralis, Xipnik se duce să ia bomba, în timp ce Dupree și și KJRB înaintează pe cele două flancuri către site-ul la Buddy. Cu siguranță a fost un frag ușor pentru el cu acele în patul. I-a văzut capul lui Dupree, nu i-a dat nicio șansă. Shox, cred că se va duce acum după frag pentru Xipnik, nu prea mai are de ce să lase în viață, pică și bomba acum și trebuie să meargă după ea. Kirby în partea dreaptă, așteaptă cu Deagle-ul, trage din mers Shox și este semi-ace pentru Shoxy. 12 la 5. G2 încep cu dreptul și un pas mare cu dreptul această rundă. Au pierdut doar un om în fiecare dintre aceste runde, mai ales în prima în care a jucat de la egal la egal cu Astralis, pistoale. A fost runda care a mers pe partea lor. Acum, desigur, cu un avantaj clar din punct de vedere al armamentului.
Shoxi îl pică de acum bomba pentru Astralis și acum mare problemă pentru ei. Pot să avanseze cei de la G2 direct către bombă. Kenny S și cu Shoxi sunt la barieră. Oh, Kenny! Și headshot pe Zipnix. Este 13-5 foarte lejer pentru jucătorii de la G2. Poate Astralis ar fi vrut să termine repede cu acea rundă. Apropo, am primit e-mail de la site-ul de la care primesc brațul de microfon și au spus că o să mai întârzie una, două zile. Măcar când o să fie brațul de microfon, o să pot să stau pe spate, că acum stau un pic aplecat către ăsta, către microfon. Și atunci când o să fie brațul, pot să stau pe spate puțin și o să-l aduc către mine. Da, într-adevăr, Bogdan, ai dreptate. Oricum, era o idee bună. Care este a doua hartă? Nu știu, Kepier, o să vedem. Kirby scoate un om după ce Kepierul său a fost terminat de către Shox. Vine foarte agresiv Apex, acum este picată bomba. Astralis, a câta oară pierd bomba, dar iată că acum Apex o lasă în spate. Nu aleg cei de la G2 să joace în jurul bombei și poate este o alegere bună. Mai ales că au un avantaj numeric momentan. Și Apex era de unul singur, MBK trebuia să vină și el din spatele său și poate exista un jucător care să vină dinspre T-Spawn de la Astralis care deja se ia bomba. Și exista atunci, exista o situație în care Apex, primul care venea către bombă, să fie eliminat și atunci G2 erau puși într-o situație foarte urâtă. Drake trage, rămâne aproape fără gloanțe, cu ultimele focuri le elimină și pe MBK. 3 vs 3, bomba probabil să meargă direct către site-ul B, acolo unde este doar Apex. Smoke-uri vin către acesta, chiar și un flash aruncat de către Zipnix de la Monster. Văzut Apex de către Zipnix, eliminat și acum 3 vs 2, Astralis aduc această situație destul de repede într-un avantaj al lor. Două flash-uri aruncate pentru Kenny, trebuie să retragă și cred că va veni save-ul de la G2. Iată că se retrag într-adevăr. Au un avantaj destul de mare de runde și nu au de ce, iată că nu prea au de ce să încerce să facă acest retake, mai ales că au armură mare, defuse kit pe ambii jucători, AWP pentru Kenny, acela este unul dintre cele mai importante bucăți de echipament din ceea ce dispun. M-a sunat de la bancă, ești nebun, doamna Lily de la prevenire fraud. Pe ce site-uri m-a pus să donez, boss? Doamna Lily. Îmi pare ce comentarii înseamnă asemenea merge 2 vs Astralis. Păi eu cream că o să fie cât de cât egal. Făcut panavionul spre România. Al cui? Bine brațul, comentează Werty și de... Da, din nou revenim. Inferno a doua hartă. Ai văzut, ți-a spus Kazem. Pauză cerută de nu se vede cine. Nu uitați, lume, mâine de la ora 21, cred că. Salut, Serafin, binevenim, ce problemă. Avem un delay de 40 de secunde, apropo, toată lumea. Mâine de la ora 21, cred, voi anunța în seara asta pe Facebook. Se joacă finala dintre Gameplay DNA și Invictus Aquilas în ESL, Major League Summer 2017. Dupri, prima eliminare, antifragul pentru cei de la Astralis care par să înceapă bine această rundă. Și Lazy, salutare, ție o pernă pentru spate până la scaun. Să știi că ideea e foarte bună, Lazy. Salutare. Mulțumesc frumos pentru ajutor. Mi-a mai spus cineva asta ieri și ar prinde bine și o pernă. Mai bine decât nimic, să știi. Oricum, eu caut să-mi sprijine tot spatele. Ar fi super bine. Am stat o dată pe un scaun de la The Gaming și nu m-am mai putut ridica. Trebuie să plec să mă scoată aia acolo cu cămașă de forță și toate capa. Intră cei de la Astralis în site-ul ăla. Este Buddy care îi așteaptă. Se trage acum, se duce cu... Oh, Glaive era în spate. Totuși l-a eliminat pe jucătorul danez.
și Device. Ia să vedem, primul flick shot pe Shox îl elimină, iar Kenny este nevoit să fugă. Ziprix să dea după quick pierul său. Rămâne Kenny pe bătaie, pe luptă, să se lupte. Vine Device după el, face early pick-ul, un shoulder pick sau cum să spunem, a ieșit mai puțin după acel colț. Se aruncă un flash, acum Kenny din nou așteaptă. A fost un smoke de altfel și se duce Device, a fost auzit și acum sunt doi apări, 1 versus 1. Se așteaptă, iese Kenny, Device îl așteaptă în cealaltă parte a smoke-ului. Mai puțin lazy. Și vin ceilalți de la Stralis după el în bancă. Poate să fie prins la mijloc acum Kenny. Va fi o situație foarte interesantă. Îl vede pe Device, îl elimină. Încearcă nou scopul, dar era Glaive în partea de sus. Și iar Stralis câștigă în sfârșit o rundă. Acel... încă o rundă, mai bine spus. Au fost... a fost aprins bine acel timeout. Dacă a fost pentru cei de la... da, de cei de la Stralis. Am fost din greșeală 5 loc. Uai, uai, uai. Dar nu știu, acum să ai grijă, nu știu ce spune doamna Lily. Da, înțeleg de ce te-a sunat doamna Lily. Mulțumesc frumos, Lazy, mersi de ajutor. Oh, ai, acum văd că ai pus și capa acolo, da. Salutare, Snow, bine ai venit, salut. Îți rup de foame până fac, ah, gătar. Doamne, cât ridici la piept, Werty? Cel mai mult capier am avut 10 kg, am avut 10 kg pe fiecare parte. Am zis eu că fac sală, dar am făcut sală, știți cum am făcut? De majoritatea cazurilor am făcut ceva gen 2-3 luni maxim și asta fără să iau. Niciodată n-am luat proteine praf, din păcate. În opinia mea ar fi cam trebuit să iau, pentru că n-am crescut deloc mult în masă musculară. Mult! Am acolo cât ești limitat de... cât poți să crești cu mesele normale, haideți să zicem ceva mai mult nu știu, fără să, că trebuie să mănânci enorm de mult ca să poți să-ți iei proteinele necesare. Da, să revenim totuși și la meci. Oricum, să știți că eu în prima fază am fost nevoit să slăbesc. Eu, mai ales acum, în ultima vreme, am rămas, aveam la Crăciunul trecut, aveam 81 de kilograme, acum am... 72. Să-i urmărim pe Astralis, numai cum nu contează asta, contează cum joacă Astralis, care aparent au prins aripi după acel timeout. Rămân în 3 oameni cei de la G2, dar iată că Buddy vrea să aducă egalitatea. Din punct de vedere numeric, bine așteaptă Device, va ieși cu siguranță MBK din acel smoke de la Swatrack și va fi o rundă care merge pe partea celor de la Astralis. Cel mai probabil rămâne Apex 1 versus 4 cu doar un MP. Device, iată că scapă Apex, nu l-a văzut datorită acelui copac sau oare să-l fi lăsat să treacă? Da, o să fie pistol cu apă, mă gândeam o să iau la un moment dat, poate acum că am dat am slăbit, o să pun și masă musculară așa cum trebuie, curată. Apex face un exit frag, se mulțumește cu atât. Device, trage, e un leg shot. Da, wow, Device, wallbang, pe Apex, wow. N-am văzut cum a tras. Pentru că eram cu... Aș cere producție o reluare, dar nu există așa ceva la Werty acasă. Cum a tras? Nici acum nu-mi dau seama. El nu era autodirectorul activat, am rămas cu camera pe Apex. Nu mă așteptam la așa ceva. Ok. Să ne calmăm. G2, într-o situație foarte urâtă din punct de vedere al armelor pe care dispun. Oh, Dupri, două fraguri pentru el și Kirby încheie această rundă. Astralis, ca câta rundă consecutivă luată de către E3, a patra. Nu știu cum a tras, cum, doamne, cât de bine și-a intuit Device cu AVP-ul poziția următoare a lui Apex. Căpau! Serios, Nightbot timed out, Kazem? Ce-ai postat acolo, Kazem? Kenny este primul frag pentru cei de la G2, vine și al doilea reușit de către Shox.
Da, clip. O să postez reluarea tot întregului meci oricum. Click dată pe perete, click stânga și amărite pe Camașa. Delay via shield damage. Sunt pe wallbang astăzi, ambele echipe aparent aici pe overpass. MBK elimină și el pe device și Astralis. E cam sfârșitul acelui streak de 4 runde. De asemenea, Glei va fi eliminat, încercă să vină din special. Au ieșit unul către unul Astralis în aceste ultime runde și cam asta este motivul pentru care au fost eliminați astfel. Desigur, așteptau de asemenea G2 frumos în felul în care a fost, cred că și Kenya s-a așteptat undeva în această locație cu AVP-ul, în timp ce aici la cafenea era cu echipierul său Shox. Au făcut două eliminări în lung și astfel doi jucători de la Astralis deja erau lipsă pentru ei. Salut, salut, Vladion, bine ai venit! Nu, era Apex, Denis. Era sigur Apex. Lazy, wow! Messi, Sebex. Poziționarea celor de la Astralis egal distribuiți. Device reușește primul entry flag-ul pentru Astralis cu AVP-ul pe KNS. AVP-ul elimină AVP-ul de la celor de la G2. Și aici poate fi un avantaj, dar și MBK are un AVP. WVP se rap de la G2 și Shox poate să fie prins aici cu acel smoke în mână. Și iată că este și eliminat. Se retrag în prima fază cei de la Astralis. Flash în față, bine aruncat de coichierul lui Buddy. E eliminat Dave. Device ar încercat nou scope-ul totuși. A încercat să tragă. Și la fix Apex se gândește că a trebuit să vină la rotație, dar Kirby și coichierii săi sunt deja în scurt. Așteaptă MK cu AVP-ul. O primă eliminare pentru el. Oare să-l vadă și pe Glaive care este în smoke? Nu va fi văzut cu siguranță și este Glaive care le elimină pe jucătorul francez. 2 vs 3, trebuie să încerce acum retake-ul. Dar Astralis din nou rotație. Și este către lung. Cât de bine joacă cei de la Astralis această rundă. Va rămâne la fix cu 25 de secunde. Buddy va rămâne în spate. În timp ce Apex acum el intuiește ce are ce să se întâmple. Ce are să se întâmple. Iese încet încet. Buddy îl vede pe Gerby. Le elimina, a picat bomba. Glaive voia să facă a doua eliminare. Da, se uite imediat în partea dreaptă, dar vine Dupri de la toalete. 1 vs 1. Apex ia bomba. Dupri și trebuie să facă plantul. Nu are ce să facă. Apex iese la timp. Îl elimină și G2 iau runda jucând astfel în match point. Nu uitați că după acest match mai vine încă un match G2 vs Astralis. Este un best of 2. Asta mă deranjează când dau astfel harta, că nu văd echipele. Că nu le văd, nu le mai văd aici sus, că le acoperă, e overlay. În fine, Apex îl așteaptă pe Dupri cu deal-ul la pe MBK. Și s-a retras imediat. Dar revine, dar vine smoke-ul în față. Acela doi jucători de la Astralis vin spre Monster. Și acum că s-a tras din acea locație, vedeți că Zipnix și Glaive imediat s-au oprit. A crezut device. Pardon, Dupri, care era în scurt, a crezut că... Nu știu dacă era Device sau Dupri. Tot cu D încep numele. Device avea un AK-47, așadar sau l-a luat de la un coichier, de la un jucător de la G2. Între timp se poate întâmpla și asta frumos. Flash aruncat de către Buddy, chiar al doilea îl face. Îl aruncă. Și înaintează Astralis. Nu au nimic de pierdut. Se întâlnește de greu cu coichierul său. Buddy de la Toxic. Două fraguri pentru el. Doboră de către Device. Frumos. Kenny cu AVP-ul. Îl vede pe primul jucător pe Dupri. Îl doboară. A văzut că a aruncat device, încearcă quick scope-ul cu ușor flick și Shox scoate această rundă și este 16, sunt 16 runde acum pentru cei de la G2. Acum eu sunt nevoit normal să vă las cu o pauză publicitară și revin absolut imediat. ESL Pro League is brought to you in part by Intel, the City of Odensee, GeForce GTX, Lenovo Legion, Bedway, Pay Safeguard, Logitech G, Mountain Dew League, Xfinity, and ESEA.
Apropo, să știți că nu se termină meciul. Mai urmează încă un meci, mai urmează încă un best of one, nu plecați nicăieri. Game, record, and stream without compromise on Intel Core i7. This is your chance to actually make it into the Pro League, be a professional Counter-Strike player. That's the thing that Mountain Dew League provides. Kinguin, you know what? If anybody has a shot at 2-0, it's Kinguin. Beautiful Counter-Strike. You usually only see that into the professional level of things. We are the one of the youngest team in top 20. Many teams can underestimate us and we can surprise them with our tactics. Show our Polish power. It's going to be absolutely electrifying. I can't wait for this. Indeed, New York is about to get Dublin. And oh my God, Max, have you ever just stolen it from us? It is going to be unreal. I'm telling you, it's ESL. This is Electronic Sports League. It's going to get nothing but bigger. ESL Pro League is brought to you in part by Intel, the City of Odense, GeForce GTX, Lenovo Legion, Bedway, Pay Safeguard, Logitech G, Mountain Dew League, Xfinity, and ESEA. Așa, Lazy, dacă ar fi ceva local, cum a fost odată parcă REC, Romania Esports Championship, organizat de PGL, s-a jucat într-o pauză, cum ar veni, undeva într-o pauză a Dreamhack-ului, nu știu, s-a jucat finala și a fost acolo pe scena mare, aia a fost fain și ar fi, credeți-mă, am comentat eu la Rockmasters, era sală mare, dar să comentez la o sală cum e sală polivalentă și să, vai, doamne, e al naibii de... Da, la... Eșecuri? A, eșecuri. Da, Dreamhack București, da. La Cluj ar fi cel mai tare să fie.
Deci eu aș vrea să, așa, dacă ar fi ceva, să organizeze între, să fie posibil pe scenă mare, ar fi super tare. Ar fi o mare onoare pentru mine, sincer. Eu știu, și aș pune pe cineva, un prieten de-al meu, să filmeze tot, dar așa din sală, să se audă cu ecoul ăla. Oh! Mă ia cu fiori. Stai că vă dau ceva, vă dau un videoclip. Ceva de genul ăsta, dar mult la amploare mai mare. Așa, v-am trimis e-mailul. E-mailul. V-am trimis să-l lase să organizeze la Cluj. Mai să poate comenteze, da. Capa. Nu, no, vreau să rămân să comentez. Da, vizero, teacher. La Cluj a fost foarte ok, ne. Foarte, foarte ok. La Cluj a fost frumos și din punct de vedere al stați că pun muzică de fapt, publicului. În Cluj sunt foarte mulți studenți, așadar a fost public tânăr. Sunt și studenți de mai multe naționalități și de aici rezultă că au fost fani și ce era atunci envious, că sunt mulți francezi în Cluj, la facultăți și așa mai departe. Și aș vrea să revină și, nu știu, să avem și noi un eveniment, dacă organizează cineva ceva mare, așa cu public, și sper să fie public, de asta ducem noi lipsă. Noi ducem lipsă de public care să vrea să vină la evenimente LAN și să vină acolo să scandeze, să facă gălăgie și așa mai departe. Eu cred că ducem lipsă de asta. Dreamhack Vasului. E mișto sala polivalentă din Cluj, am fost la Dreamhack-ul din 2015, vai. Și nou, crede-mă că au mărit numărul de locuri, acum sunt 10.000 de locuri. Stați să vă arăt. Sala polivalentă Cluj-Napoca 2017. Autopoza anume. 10.000 locuri. Nu găsesc. E la mine pe pagină. Ce acolo pot să găsesc dacă e? Bogdan. Sapă factory new.
Tocmai am primit niște vești extraordinar de bune, dar nu vă spun încă. Asta o să fie mai încolo, o să fie mai încolo. Oricum, vești bune, să știți. Vești super bune, super, super bune. Stați. Oh, nu, ok. Credeam că mergem și mai departe cu veștile bune, dar încă aici nu, încă nu-i. O să aflați mai încolo. Noroc că-ți vezi bune, m-am liniștit. Nu. Da, știu, cred că nu v-ar place. Nici mie nu mi-ar place, sincer, dacă eram în locul vostru. Zim mie. Așteptăm să se conecteze băieții. Uite El Dios. Oh, Shox! Hey, Sammy, ace! De fapt, ace pentru Shoxy. 1-0 pentru G2. Kappa. E mapa 2. Ok. Stați. Un laser pentru G2. Mâine, Lazy, mai ai de așteptat până la anunțul ăsta, să știi. Din păcate. N-aveți sonii din joc? Nu, n-aveți. Acum aveți. Vă reamintesc faptul că aveți un delay de 40 de secunde. Este. N-am murit nimic. Numai că nu vorbesc eu constant.
21:45, stai, când începe meciul? Ah, păi eu așa vă văd... Se blochează screen-ul pentru că am dat eu alt tab. Să comentez este o Sporting, vai, 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 vai. Nu se aude. Haideți, de fapt că așa, renunț și la Facebook. Da, îmi pare rău. Ah! Gata, am scăpat. Am anunțat și pe grupul de Steam, totul bine. Cred că au pierdut cei de la Explicit, apropo. Ok. Ah, are cuțitul în mână, nu știam de ce nu apare. Dacă pui cuțitul pe Windows nu e mai ok. Ar fi mai ok teoretic, Marius, dar știi care e problema? Am probleme. Am spike-uri, am, nu știu, parcă nu se simte că am 144 de Hz. Mie mi se vede foarte, foarte rău dacă pun așa. Și când dau alt tab, vi se vede vouă rău, deci nu merită, să știți. Asta e, o să încerc să dau alt tab cât mai puțin. Nu știu, am problema asta. Ideal că Valve vrea să colaboreze cu tine. Că, de exemplu, pe cele ține serverele Steam pe România, deci era normal să aibă încredere în ei. Ah, că fac turnee major. Oh. Da, s-a schimbat. Smith e coach la G2. Salutare, MDS, salut, salut. Bine ai venit. Oh, salutare, bine ai venit și tu, Exo. Apropo, știți ce am văzut la ce echipă? La Gambit au la toate skinurile, să vă zic încă o metodă prin care își primesc bani de la sponsori. Gambit au pe skinuri ca și tag la armă, de la ce costă un euro, nu știu cum se denumește arma, au acolo site-ul unui sponsor. Și mereu când schimbă, deci gen se vede aici, dacă uitați aici cum descrie, știți și voi. Stați să-l căutăm pe unul care și-a denumit, așa, unde scrie acolo odd looking, în fine, nu contează ce. acolo apare numele site-ului și așa își fac reclamă în plus. Joacă Zonic, da. Salutare, Costi, salut, salut. Mai o să mai ia timp, mult timp, Kazem, o să ia mult timp. Da, e warm-up, Bogdane. Gbog, salut, Gbog, salut, salut. Bine ai venit. Nu a început meciul, nu? Încă nu, e warm-up. Dar iată că începe meciul acum. Astralis versus G2. S
Să vedem felul în care vor distribui jucătorii pe hartă cele două echipe. Se aruncă grenadă în prima fază de către Astralis, chiar a doua vine, este un flash de fapt. Glaive încearcă să dea damage, face pick-ul și device. Și atunci încet încet Kirby va încerca să avanseze. Verifică partea dreaptă, în partea terminală a bananei, verifică la Sachi. Nu este nimeni acolo, așadar momentan vor aștepta Astralis. Între timp, Glaive, Dupri și Xipnix se află în cealaltă parte a hărții. Și caută primul frag. Caută întâi fragul pentru Astralis, de care aș spune eu că au mare nevoie pentru a-și deschide opțiunile. Kirby nu va fi... s-a văzut arma! Shox, un headshot foarte ușor reușit de către el. Cu nicio echipă nu țin costi. Device face pick-ul, dar ia prea mult damage, mai ales că se dublează jucătorii. Apex acum nu mai este în poziție bună pentru a se dubla cu APL-ul său, dar așteaptă bine. Glaive a fost eliminat, a picat bomba și acum ceilalți jucători de la Astralis vin și ei tot în banană. Se încearcă, iată cât de frumos Shox le elimină pe Zipnix, totuși cu APL-ul său. Apex a fost dobărât de către Device. Trebuie să descurce acum și Oxygenul singur, a venit MBK la rotație foarte repede, MBK scoate un om, îl scoate pe al doilea, elimine și pe Dupri. Și este 1-0 pentru G2, care rămân cu 4 oameni în viață după această rundă. S-a faci schema ca și am aia by power, da. Best of 2, da, Teoanec. Nu sunt singuri. Au mers Astralis pe pistoale. Se trage, se dă damage, Apex se-l aduce pe device, sunt doar 12-11. Și Glaive avansa, trage în continuare Apex, mai dă damage lui Kirby. Și aproape să-l doboare și pe Glaive, care rămâne 24 viață. Kirby este cu Deagle-ul, dar momentan se va retrage. Merge încet această rundă, chiar și prima rundă pe care am urmărit-o s-a desfășurat foarte încet, dar reacta acum 3 oameni de la G2, trimit 3 oameni în site-ul AB G2 și cred că Apex este cel care este ancora și va, el este, mai bine spus, el este cel care va varia între cele două site-uri la nevoie. Vedeți că momentan își păstrează o poziție în arcadă. Shox doboară 2 jucători, Kirby și cu Glaive eliminați. Și acum bomba va merge în cealaltă parte. Uitați-vă cu Apex, poate să se rotească foarte ușor, dar în această poziție poate să vadă prin arcadă și vede orice jucător care ar vrea să meargă către library. L-a văzut pe Dupri, l-a eliminat și acum aduce un avantaj de 2, de 4 oameni pentru cei de la G2. Rămâne device care va fi pus la pământ de către Shox, care cred eu că reușește și al treilea frag în această rundă, într-adevăr. 2-0 pentru G2. Cum reușești să vorbești ca mine? Vă place așa mult? E pe legale, what the fuck, Bogdan? O bună greană, aruncată câte body la pachet cu ceva gloanțe trase de către el de FAMAS. Vine Kerry, cât de agresiv, Shox doboară și el un jucător. Și G2 vor să ia această rundă extrem de repede și iată că și reușesc. Bună seara, Pic, salut, salut! Avem un delay de 40 de secunde pentru cei care tocmai ați intrat, să știți. O să vă răspund foarte încet, foarte târziu la mesaje. Și de asemenea, donațiile apar mult mai târziu pe stream. Nu vă sperească, nu. Ia să vedem unde merge acest smoke aruncat direct pentru banană. Și sper că nu ne-am blocat pe smoke. Oh, da. Oh, nu. Werti. Eu acum am pus tot ce am pe tastatură, vă spun foarte sincer. Ok. Hai că am revenit. Am apăsat ceva bine până la urmă. Dar jucătorii de la cei de la Astralis, Astralis vor înainta către mid și de acolo Glaive este deja către arcadă. De-aia cred că se hotărăsc să meargă înapoi. Kirby duce bomba către device, care este deja în banană. În site-ul B se află doar MBK, care este responsabil de acest site de unul singur. După cum spuneam, iată că de această dată Shox va trebui să se retragă, se rotească către site-ul B.
Deja NBK scoate un om pe Kirby. Elimină de asemenea pe Divine și pe Glaive. 3 fraguri pentru NBK, care e arunda cu un singur încărcător de FAMAS. A rezolvat Nightbot-ul? Nu. Nu, că n-am mai fost la PC cum trebuie. De... n-am stat la PC mult. N-am rezolvat de-adevăr Ghosty. Pare rău. Am vrut, da, îmi place să urmăresc smoke-uri, dar sincer când îți rămâne camera pe ele. Glaive avansează în mid, l-a văzut, iată că trece prin aici, aici diară și ieși elimină pe carry, rămâne, iată care este costul, este eliminat de aceeași incendiară în care a ales să intre. Poate a fost un frag necesar, pentru că erau 3 oameni în site-ul, dar deja Apex vine la rotație. Salut Freelook, bine ai venit. Apex vine încet încet, poate să-i flancheze, nu știu ce a tras mai exact. Și iată că aruncă bine cea incendiară, ia damage Dupri, sau Kirby era, Kirby, pardon. Zipnix va ieși dinspre balcon, sub el este și Oxy. Și acesta... nu va avansa momentan jucătorul de la Astralis. Rămân la aceste poziții. MBK este, iată că este singurul în site-ul, bă. S-a aruncat o incendiară. Nu știu exact de care parte. Grenada în fața lui Zipnix. A luat ceva damage. Și acum încet, încet își crede. Oh, a făcut zgomot, a făcut zgomot. Shox deja știe că este un jucător în partea lui stângă. La car. Se aruncă smoke-uri, flash aruncat, dar l-a luat din prin Zipnix, 2 fraguri pentru Shoxy, îl face și pe al treilea oare, dar într-adevăr pe device și 20 de glanțe pentru 4 fraguri pentru jucătorul de la G2, care face și face-ul în această rundă. Shox vine acea locație, ușor, 4 fraguri și l-a făcut pe primul în prima fază, pe, cu acea incendiară, să spunem că a fost un semi-ace bine meritat și apoi un ace la noroc, că se băgase jucătorul de la Astralis în mid în acea incendiară sa. Dar a avut de 20 de gloanțe pentru a elimina 4 jucători de la Astralis, într-adevăr nu aveau armură mare, aceea era problema. Astralis, în schimb, în această a 6-a rundă vor reuși să cumpere arme de calibru mare și utilități din plin. Wow, Freelook. Nice. Uitați-vă la grupajul, la gruparea celor de la Astralis, îmi cer scuze. Avansează deja un jucător dinspre balcon. Zipnix, este același Zipnix acum. Câte grenade vin de la Astralis către site-ul A, la rotații încă nu vin jucătorii din site-ul B. Se așteaptă Kenny, se lână pe Dupri, iese și Kirby, Clay de asemenea, 2 fraguri, dar ce reușește Glaive? 2 kill-uri pentru acesta. Și astfel site-ul A este liber, abia acum se pun pe plant cei de la Astralis. MBK este nevoie să vină din cealaltă parte, Kirby trage bine. Și aduce și el cel de-al doilea frag alături de Glaive în această 6-a rundă. Și rămâne singur Apex, care este doborât imediat de către acel Kirby. Joc-i-șos când aprinde monitorul. N-am văzut Klein, n-am fost atent. Bine spus, bine spus, e... n-am fost atent la acest aspect. A doilea molotov de la Astralis dinspre banană vine imediat direct către Apex, așadar este nevoit să se întoarcă. Încă o incendiară. Cred că s-au folosit deja 4 incendiare în banană, fără niciun succes de ambele părți, nu s-a dat damage. Sau Astralis, oare de asta să fi fost device? Da, a dus în 57-11. Cred că a funcționat pentru G2. Verific acum partea dreaptă, dar deja sunt în spatele smoke-ului cei de la Astralis. E al treia jucător pentru G2 în site-ul B. În timp ce Shox a avansat puțin la Cabi, se văd deja, este un contact între jucătorii de la Astralis și G2. De fapt, nu, acel smoke nu-i lasă, chiar dacă ar sări sau și-ar face un boost. Pregătește smoke-ul, Zipnix, mai bine spus, se renunță la ambele grenade. Aruncă cele din urmă acea incendiară, acel molotov și se retrage. Cel puțin el și Kirby, unde este și bomba, la care este și bomba.
În spate au venit și Apex și MBK, nu mai țin la fel de agresiv. Al treilea om acum s-a mutat pentru G2 în site-ul ăla. Dacă e să luăm așa, uite, Astralis, Zipnix, Dupri, zero fraguri pentru fiecare. Și probabil vor intra direct în site-ul ăla. Trebuie să se descurce. Vede primul jucător. Carriers frumos. Flickshot cu acel wallbang. Nici nu l-am mai interesat că avea colțul acelui spărturi în față. Vine Chox. Dispre library. Un prim frag pentru el. Chiar al doilea după ce l-a eliminat pe un jucător în mid. Și acum iată că Chox trebuie să se descurce de unul singur. Why să facă cu frag? Da, Chox. Semi-ace-ul încă o dată. Și Astralis rămâneau chiar fără timp. Nu știu exact unde se afla MBK, dar sigur se deja se rotea dinspre site-ul B. Se aruncă grenada de banană și se vor retrage imediat, dar Kirby deja este încet încet, a venit la colț. A venit Ana, așa-i Vriluc. Își pregătesc, dupri bună Ana, își pregătesc cei de la Astralis intrarea în site-ul B cu grenade, tot ce se poate. Device este primul care va veni, de fapt este cel care din smoke îl vede pe MBK la Shadow, îl elimină. Este Apex în partea asta, când cred că este la 3 box. Într-adevăr se aruncă 2 cei de are pe tine, trebuie să iasă și le elimină dupri cu acel deagle. Din totuși jucătorii de la G2, Carrie se bagă prin acel smoke și deja așteaptă în aceeași poziție. Foarte agresiv s-a dus Kenny. Și acum o iau ceva mai încet G2 pe partea de retake. Trebuie să verifice Chox fiecare colțișor, mai ales care are acel smoke în față. Și Zipnix este el cel care ține site-ul, ține banana. Dar Buddy l-a eliminat pe Glaive. Zipnix cred că îl va prinde, primește un flash din plin. Și cred că va veni cu Prefire, dar Chox se elimină și acum Dupri este prins la Shadow. Eliminat, Device totuși rămâne 1 vs 1 și oare să reușească Device să mă scoată cu un frag, rămâne totuși fără gloanțe. Este cu acel Glock și Carrier se reușește de scopul, nu are totuși timp să facă difuzul și va fi eliminat de către explozia bombei Astralis, mai au încă o rundă. Oh, da, mă gândeam de ce nu mă sunt puțin pierdut pe hartă. Într-adevăr, mersi că mi-ai zinc. Nici nu trebuie Freelux, să știi. Chox este cu un Nova în mână, ce are trei jucători în față, un prim frag pentru el, Buddy se dubla cu el. Două fraguri rapide pentru cei de la G2, dar vine Xipnix cu un răspuns. Kenny îl vede pe device încercând să urce, arunca grenadă direct pentru scările unde au fost eliminați deja doi jucători de la Astralis. Acum rămân Glaive și cu Xipnix, care sunt 2 vs 4. Glaive trece pe lângă Apex, Apex se urcă, uite lângă el, dar îl vede la team Glaive și are răspunsul. Noi versus 3 și încet încet își aduc această situație în favoarea lor, aproape în favoarea lor, dar MBK are o poziție mult mai tacticoasă. Glaive o are, nici nu verifică, îl elimină. MBK pe Glaive. Și acum bomba rămâne la Zipnix, care de unul singur trebuie să se descurce și aruncă un flash cu... Da, este văzut de către Kenny și a aruncat flash-ul cu podeaua. Nu știu ce trăgea în... Apex este foarte aproape de către device. Este stânga lui, este prins cu o grenadă în mână, de iată că le elimină. Acum vor veni cu siguranță Glaive foarte mult la înaintare.
Va veni Glaive. Pardon. Cât de frumos. Flash a aruncat de către Cage. Kirby trage și elimină pe MBK. Acum are cale liberă spre site-ul base. Giplix ar trebui să vină și el foarte repede, dar desigur Kirby n-are de unde să știe asta. Vine Shox, care acum va putea să blocheze înaintarea Astralis către site-ul B dacă va veni. Între timp Buddy pică și el, dar a venit smoke-ul și pentru Shox. Și acum trebuie să intre în ruine neapărat. Salutare Anthrax. Ține convențional să stai să aștepți acolo în banană, așa-i Bogdane, în banană, chiar acolo în colț, când ieși jumătatea rundei. Desigur, Astralis erau înaintați mai mult către site-ul ăla și de asta s-a înaintat. Uite așa, Klein, cel mai bun din două meciuri. Dacă primești un singur, primești un, se contorizează hărțile, cred că. Sau, dacă e egal, dacă iese egal, primești un punct în clasament. Dacă e victorie, primești 3. Nu știu exact, cred că e pe hărți. Da, e pe hărți, dacă mi-am amintesc bine. A fost eliminat și Shoxy. Și Dupri încă nu se bagă. Este Kenny's care așteaptă cu AWP-ul. Vede pe Dupri trage, dar nu se aștepta să sară chiar așa de repede. Da, se contorizează hărțile. Ieri, spre exemplu, FaZe avea, era în topul clasamentului cu două luate. Două runde, două hărți luate. Vor reuși să facă, să va reuși să facă save-ul Kenny. ...21-32. Oare câți burați de aici când începe meciul? Steaua Sporting. Iau pe calea second mid-ului doi între jucătorii 3 de la Astralis. Deja au intrat în apartamente, Dupri s-a urcat pe balcon. Devine Romeo. N-are o Julietă, din păcate. Shox este mult mai în spatele site-ului, mult mai în spatele apartamentelor. Se lasă ușor, se lasă greu Shox, de asta era așa de departe. El nu este genul care așteaptă la balcon. Body lane pe Zikmix. Și acum vor intra cel mai probabil în site-ul B, care Scanius vine de la fix, aruncă acel flash. Oare cum să-l ia cei de la Astralis? Cred că s-a oprit puțin așadar, dar acum este Kenny cu AWP-ul. O primă eliminare pentru el pe Kirby. Pardon. Se bagă agresiv Apex, vine cu acel CZ. Un prim frag, al doilea pentru pe device. Și rămâne Dupri ultimul. A făcut un frag, dar rămâne un versus 4. Se întoarce imediat. Da, stream-ul deschis dacă se pune. Va salva Dupri, acum este rândul lui să salveze. Dar se întâlnește cu Buddy, îl elimină. Faci un exit frag. Au bomba cei de la G2, nici nu este nevoie să se extindă mai mult de atât. Era destul că Buddy l-a căutat pe Dupri și nu a reușit să le elimine. E foarte ciudat cu delay-ul ăsta, vă spun foarte sincer. Se reacționează încet, desigur, foarte cu totul așa întârziat. Îmi răspundeți întârziat, vă răspund întârziat. Și pentru voi e mai ciudat. N-am ce să fac. E GoTV, dar tot se cere delay. Ce să zicem? Pauză cerută.
Mhm, Bogdan. Merci, skills. Kenny s-a făcut primul frappe glaive. Haideți să... A glumit Antrax Sebex, îți dai seama. Flash aruncat de către Kenny, între Team Shock s-a alinat pe Dupri, îl vede pe Kierby, îl elimină și mai are un jucător în poate dreaptă în mid. Se bagă Zipnix din nou dinspre balcon, aceeași poziția lui Zipnix de fiecare dată și rămâne device-ul ultimul. Eliminat fără nicio problemă de către... Și G2... Așteptam la un meci mult mai echilibrat între G2 și Astralis, iată că au luat la o distanță destul de mare de runde, putea spune, considerabilă pentru astfel de echipe, overpass-ul. Pe grenada Shox o aruncă, îi dă damage lui Device, lasă doar 22 HP, a fost o grenadă care a primit-o fără armură absolut deloc și chiar sub picioare. Foarte mult damage s-a dat. Și acum Apex, îl vede, e Dupri cum cade, desigur, un headshot. Shox de asemenea agresiv, nisăritură pe Gale, Glaive-ul pune la pământ. Salut, mulțumesc, Antras, te la salut, salut. Știam că o să fiu victima meciului Steaua vs. Sporting cu număr de viewer până la urmă. Ok, mă lasă și pic, absolut toată lumea. Deja e intro-ul acolo la meci sau ce? G2 sunt buni pe partea de CT, Tero nu sunt așa buni, va fi strâns meciul, să vedem. Da, ne auzim mâine cu Invictus, da, să nu uitați, mâine de la ora 21, cred că o să anunț pe Facebook, ne auzim cu meciul Invictus și sper să fie cel puțin 200-300 persoane, acum da, suntem pe Twitch, dar măi, oameni buni, finală și se joacă pentru $2000, totuși, numai puțin. Pardon, îmi cer scuze. Cum ai făcut să apari pe HLTV? Păi, trebuie să te justifici cumva să poți să apari acolo. Te justifici să ai puțină... N-am apărut nici eu de la început, credem în Black Assassin. Haideți să revin și la meci. Zipnix a făcut primele două eliminări, MBK cu răspunsul pe același jucător danez, dar rămân în doi oameni Astralis și iată că nu reușesc să facă acest meci să meargă în favoarea lor cu gameplay DNA, Klein. MBK trebuie să-l vadă pe MK, Kierby în partea de sus și iată că deja trage după Device, dar Device are un AWP, trage, face primul, facă un no-scope, reușit de către Device și rămâne un versus 1 împotriva lui Apex care vine din departe. Deja trebuie să ia jetul către site-ul A să vină la retake. Și iată că și aterizează pe mid. Ateriza pe pistă. Acum se debarcă și este timpul să vedem împotriva lui Device, care așteaptă în continuare la baza graveyard-ului. Apex are bine, ia o poziție bună. Iată că le elimină pe Device și datorită poziționării lui l-a surprins pe jucătorul danez. Are un defuse kit, va face defuse-ul fără nicio problemă. Uite, comentez meciul Steaua Sporting după Astralis G2. Să știi că oricine, și dacă transmiți, retransmiți meciul, văd persoane care retransmit meciul pe YouTube, îți iei mare strike. Îți închid UEFA canalul sau îți iei strike, nu știu ce să spun. Imediat, deci crede-mă, foarte repede se întâmplă asta. Sau zicem că să te uiți la un match pentru puțin timp, să te uiți la o fază dintr-un match pe stream-ul tău, o să primești de la UEFA, nu știu cum te găsește, dar primești foarte repede un strike.
Se bagă Apex și continuă să tragă către capătul bananei din petit spawn. Aruncă grenada lângă Zipnix, care nu ia mult damage, rămâne în 92. Comentăm aici dacă îți dă steaua gol, cam așa, da. Dar am ziceți voi dacă trebuie să reacționez. Dar nu cred că o să ne tindem până acolo cu meciul, dacă cum merge până acum. Sunt trei jucători de la Astralis care pot să vină dinspre apartamente. Aia se bagă body, dar iese că este eliminat. Oh, Kirby și elimină propriul copier, probabil din cauza flash-ului. Și acum și opt trebuie să descurce de unul singur. Elimină un prim jucător, vine Glaive care îl doboară, dar este Kirby cu AWP-ul. Îl vede și pe dupriile elimină, a trebuit să urce cu ținta partea de sus a carului și rămâne device din nou. 1 vs 2, 1 vs 3, mai bine spus. L-așteaptă Kenny, îl vede, îl elimină, 12 la 3. Și se schimbă părțile și eu trebuie să schimb logo-urile. 0-1. Avem o pauză acum de 1 minut și jumătate, să zicem. Pam, 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 pam. Ce mai ziceți? Ah, spatele meu din nou începe să mă doară. O să iau perna aia lazy, să știi. Nu știu, mă duc acum să găsesc o perna. Mâine mă duc să iau pe ta de la... cea din partea ta de la magazin. Nu mai comentez Roland. Nu mai comentez. O să mă uit și la meciul de fotbal, cred că. Așa, hai că a venit și... Oh, ce bine. Mult mai bine, să știi. Cu de-asta. Wow. Doare-mă spatele, mă. Degeaba. Face reclamă la dormeu. A început și cea de-a doua jumătate. Și Scary se va băga. Kirby are un jucător în față. Două fraguri pentru Astralis, unul pentru G2 până acum. Iată că încerc să revină ce jucă francezii. Este un pic de haos în site-ul ăla sau în proximitatea site-ului ăla. Sau sunt pironiți acum Apex și cu Buddy. De fapt, toți cei trei jucători de la G2 sunt pironiți în această locație la nisip. Buddy elimină pe Zipnix și astfel rămâne doar Glaive, care este foarte low. Țarac, trei oameni de la G2 către el și va fi eliminat.
Care e mâncarea ta preferată? Să știi că niciodată n-am stat să-mi pun întrebări de genul ăsta, așa gen... La care... Trebuie să mă gândesc. Îți răspund. Ți-ai pus... Wow, lazy! Oh, cum le dai! Oh, cum le dai! Pistoale pentru cei de la Astralis, așadar G2 își cam permit să avanseze agresiv în site-ul B. Sau nu că smoke-ul Zipnix poate să iasă într-adevăr din acea locație. Bine, aruncă cu acele butoaie glaive un flash. Începe să se tragă de ambele părți prin acel smoke. Schimbă armele, oh, se ratează, ales dual Berettas sau e un P250. Tragi de ambele părți, se face încă un frag. Și G2, mă așteptăm să meargă mult mai repede într-un site, iată că nu se întâmplă. Măcar stau drept cu perna asta, mult mai drept stau. Așa este. Da, iată că acum avansează cei de la G2. Totuși destul de greu, sunt, trebuie să facă primul frag, de asta au nevoie. Deja sunt 3 jucători de la Astralis și iată cum sunt urcați în partea stângă. Două fraguri pentru ei, trebuie divizi să se descurce de unul singur, nu reușește, este eliminat. Doar un frag pentru el pe Apex. Și 2 versus 3, Kierby și Dupri vor veni la retake, dar iată că vin spre banană, MBK face primul frag. Și la fix plantează, nu, nici nu plantează bomba cei de la G2. Dar iau runda, 14 la 3 și nu încep bine deloc Astralis aceasta la o jumătate. Pierd 2 runde deja și G2 Esports sunt la 2 runde de a câștiga acest match. 2 runde distanță. Intră Kierby agresiv, body deja se aștepta să se întâmple asta, mai aruncă și o grenadă să fie sigur că dacă mai este cineva în zonă mai ia damage. Iată că vin unul câte unul jucătorii de la Astralis, 3 fraguri până acum pentru body, este doborât de câte device în cei din urmă, dar în site-ul ăla au intrat G2, problema este că au lăsat bomba în spate și își păstrează locația Astralis, dar sunt doborâți de către Kenny, care își aduce astfel match point-ul pentru G2. Vă reamintesc între timp că... Ce să planteze că îi sparg? Da, vă reamintesc că mâine se joacă Invictus versus Gameplay DNA aici pe Twitch, așadar dați follow canalului dacă sunteți noi pe aici, dați follow canalului acestuia, canalului acesta, de Twitch și aveți și pagina de Facebook și grupul de Steam în care puteți intra sau puteți să dați like paginii pentru a rămâne la curent cu meciurile pe care le comentez. Corect, ce interes mare bomba la scorul ăsta, într-adevăr așa este. Grupați în banană și cred că G2, cei de la Astralis nu s-ar fi așteptat să fie puși într-o asemenea situație de G2 aici pe Inferno. Am înțeles, a fost overpass, dar totuși pe Inferno 5, să fie 15 la 3 acum, este un scor la care cred nici ei nu se așteptau. Ceea ce e important este că au arme de calibru mare acum, dar... Nici nu mai contează felul în care, nici nu mai contează situația lor economică. Pierd această rundă, pierd meciul și pierd acest best of two. În ce competiție joacă Invictus? În ESL Major League Summer 2017, finală, pentru $2000. Dacă pierd, câștig $1000. Deja s-au calificat în ESL MDL, fostul premier. Este premier, deci mare performanță de la Invictus. Nu este SEA, s-a terminat sezonul. Au jucat să se califice în SEA Premier. Se are Dupri, vede un prim jucător, doboară, doi, după Device între timp și el a făcut două fraguri, un frag de pardon. Și Device și Dupri sunt cei care finalizează această rundă pentru Astralis. Dar, ia să vedem. Da, cumpără deja G2, de fapt nu. Doar Shoxi și Kenny stau bine cu Money, MBK de asemenea. Pe cealaltă parte, Apex și Buddy nu stau...
La fel, n-au aceeași splendoare în bancă. Am citit-o și aia, Black Assassin, să știi. Care e mâncarea care îți place efectiv? Deci, în orice caz să fie ceva complex, o mâncare complexă, nu ceva simplu. Și prin asta mă refer ceva cu mai multe arome. Mi se plouă în gură momentan. Nu știu, niște paste bolognese cu un sos bine făcut, cu carne tocată, sună bine. Dar și ceva cu o garnitură mai frumos făcută, cu o salată bine lucrată și cu o carne. O carne de porc de porc mistreț bine condimentată. Revenim și la meci, pentru că este 15 la 4 și se pare că la G2 au vrut să investească toți banii de care dispun în această rundă. Da, Apex și cu Buddy nu au reușit să-și ia arme de calibru mare, dar au mers pe CZ-uri. N. Oh, MBK îl elimină pe Glaive prin smoke, dar Device așteaptă de cealaltă parte. Iată că cei de la G2 vor merge direct de site-ul B. Este Zipnix acolo în partea dreaptă care așteaptă chiar către City Spawn. Fac două fraguri cei jucătorii danezi. Ce rămân 2 vs 4. Shoxy și cu Kenny. Shoxy le elimină pe Zipnix. Se plantează bomba și acum este realizabil. Kenny se urcă, dar Device îl aștepta. Iată ce înseamnă probabil să studiezi jucătorul advers. Este Shox în față, un smoke, un flash, pardon, este la grătar și este eliminat de către Dupri. A cincea rundă și-o aduc Astralis. Și ci că vrea să slăbească, păi nu mai trebuie să slăbească acum, mene. $20 pe Astralis. Oh, da, Varza la Cluj, într-adevăr, Costi, într-adevăr. Da, și Lazy să-mi doneze după aceea mie. Așa e, Lazy? A? Ce zici? Capa. Cel moment când ești mai mistreț decât porcul mistreț. Dar a fi mistreț... Ce definești tu prin a fi mistreț? Asta e o vorbă dintr-o zonă, înseamnă că... Pentru că eu nu cunosc, mie nu-mi răsare, nu-mi trezește nimic. Spaghete, eu credeam că inițial se referă la conserva de fasole. Băi, Marius, ce e bună, mă, când trebuie, ce să zic? Să dea o bere. Păi atât. O bere-i 4 lei. Match point în continuare pentru G2, care merg pe pistoale pentru a reuși în următoarea rundă să cumpere arme de calibru mare și utilități. Au $2000 peste $2300 toți. Stau destul de bine. Da, corect. Device ratează. Totuși a avut un track destul de bun în prima fază. Glaive are și el un AVP. Două AVP-uri pentru Astralis. Iată că acum merg tot pe tot ce se poate. Prinde o linie Zipnix. Două fraguri pentru el pe Shock și pe Barry. Și astfel rămân doar Kenny, Apex și MBK în viață, doborât și MBK, Dupri le elimină pe Apex mid și astfel rămâne doar Kenny. Foarte repede doborâți cei de la G2. Lili. Kenny scoate un exit frag, dar nici nu să nu putem numi exit frag. Karim e un jucător pe parcursul acestei runde, dar nu poate mai mult. Oh, Ene, te-a spart. Te-a spart, Ene, Lazy, să știi. Arme de calibru mare pentru G2, chiar un AVP pentru Kenny. Și acum vor încerca să ia acest match, dar au mers Astralis cu 3 runde consecutive. MBK rămâne, însă vrea să fac un frag în mid, dacă este posibil, sau în apartamente. Dacă îl prinde pe un jucător de la Astralis, răzleț undeva pe aici, vrea să-l aducă un avantaj pentru cei de la G2, dar iată că deja Apex face asta, eliminându-l pe Glaive în banană. Device vine la rotație,
Hierby, cred că va rămâne undeva la arcadă. Într-adevăr, așa și face. Device face un frag pe Kenny, dar vine Buddy în același timp. Face picul al doilea jucător, Zipix în partea stângă sus. Buddy double kill-ul pentru el. Kirby va veni din specific spawn, dar deja vine smoke-ul în față pentru el. Trage Buddy către acesta, două fraguri până acum pentru Buddy. Kirby rămâne pe Apex și rămân 2 vs 3 Astralis. MBK totuși, da, uitați-vă, MBK ce face. Lurking la maxim. Este deja, era în spatele celor de la Astralis. Și acum este Kirby care trebuie să se scurce. 1 versus 3. Ia damage, le imnă și Oxy cu un headshot ușor. Venim spre ruină. Ruine și este 16 la 6. Cum se termină și acest al doilea match, acest best of 2 între Astralis și G2 Esports. Eu vă mulțumesc frumos pentru că m-ați urmărit în această seară. Sper că v-a plăcut meciul. O să vedem dacă vom mai comenta. Vom comenta așa mai răzlețe câteva meciuri din ESL Pro League. Ideea e că nu, o să încerc să mă focusez mai mult pe meciurile echipelor din România. Nu uitați că mâine jucăm, după cum am spus, de la ora 21 comentez finala dintre Invictus Aquilas și Gameplay DNA. Se joacă pentru $2000. Un meci foarte tare. Și sper că va fi totul în regulă pentru ai noștri. Dar vom vedea cum va decurge. Vă mulțumesc încă o dată pentru vizualizare și ne auzim pe la următorul stream, dar eu o să mai dau și niște mesaje pe Facebook între timp, așadar dacă mă urmăriți sau dacă nu mă urmăriți încă pe Facebook, puteți să îmi dați un follow acolo. Vă mulțumesc pentru tot și ne auzim. Vă mulțumesc de asemenea, niciodată nu vreau să uit chestia asta. Le mulțumesc moderatorilor mei care m-au ajutat în chat și în această sesiune și de asemenea îi mulțumesc lui Cristi pentru donație de 2 euro, N pentru 3 euro, Steve Anton pentru 1 euro și Lazy pentru 5 euro. Lazy și el pentru prima dată și Steve Anton cu donații. Vă mulțumesc frumos, băieți, pentru tot ajutorul material. Sper să rezolv cu acel scaun cât mai repede. Dacă între timp mai fac și eu rost de niște bănuți pe altă cale, o să vă dați seama că o să pun și eu banii acolo, pentru că până la urmă vreau să le iau cât mai repede ca să rezolv pentru spatele meu. Go Sporting Grip. Acum urmează vestea bună. Nu, Marius, nu. Vestea bună o să mai ia ceva. Mult timp până o să o aflați. Mult timp. Nu, mult timp la modul de o lună. Cam așa. Ne mai vedem. Ciao, ciao, Costi. Mulțumesc că m-ai urmărit. Gol Steaua și gol Sporting. Ce să... Au. Ah, m-a lovit în scaun. Ce să înțeleg? Ia să vedem. Trebuie să mă uit și eu pe live score sau ceva de genul ăsta. Ne mai vedem mâine. Sigur, Costi. Mersi că m-ai urmărit. Salut, salut. Steaua... Stai. Pe sport.ro sigur deja a apărut. Acum, Steaua 0-1 Sporting, da. Dumbia a marcat, wow. O zis Wert să mai așteptați vreo jumătate de oră să dea Steaua. Bine, peste o lună. Ne vedem, ne auzim. Bun, mulțumesc că m-ați urmărit. Vă salut! ESL Pro League is brought to you in part by Intel, the city of Odense, GeForce GTX, Lenovo Legion, Bedway, Pay Safeguard, Logitech G, Mountain Dew League, Xfinity, and ESEA. ESL Pro League is brought to you in part by... Da, am vorbit cu... Am vorbit cu microfonul. Of, doamne, deci... Ceea ce am spus de când a apărut donația acolo și pune să pun încă o dată reclamă lui Pește, e că i-am mulțumit lui Steve Anton pentru donație și Steve, te-am întrebat cine ești în chat pentru că nu știu, nu te-am văzut cu numele acesta, așa că nu știu cine ești. Și după aceea am spus că...
I-am mai mulțumit încă o dată lui Steve și i-am spus că vă las iarăși cu reclamele și sper că nu mai donați iarăși între timp, pentru că trebuie să fie ăștia de la ESL sellout, cum a spus și Marius în chat. Da. Bun, stăm la o sămânță după aia, Lazy, da? Vă salut, ciao, ciao. ESL Pro League is brought to you in part by Intel, the city of Odense, GeForce GTX, Lenovo Legion, Bedway, Pay Safeguard, Logitech G, Mountain Dew League, Xfinity, and ESEA. Game, record, and stream without compromise on Intel Core i7. Chance to actually make it into the Pro League, be a professional Counter-Strike player. That's the thing that Mountain Dew League provides. Kinguin, you know what? If anybody has a shot at 2-0, it's Kinguin. Beautiful Counter-Strike. You usually only see that into the professional level of things. We are the one of the youngest team in top 20. Many teams can underestimate us and we can surprise them with our tactics, show our Polish power. It's going to be absolutely electrifying. I can't wait for this. Indeed, New York is about to get dominant. And oh my God, Max, have you ever just stolen in front of you? It is going to be unreal. I'm telling you, it's ESL. This is Electronic Sports League. It's going to get nothing but bigger.
sunshine brings the light, fill me up with a flame. I will let you in.